Și mă gândeam ce s-ar mai putea spune despre Teodor Dișan. Cred că toți care sunteți să-ți cunoașteți foarte bine. E de mult pus în capul listei și ce pentru mine înseamnă foarte mult este acest curaj, această pornire, această nebunie pe care are domnul Dișan. Ceea ce numim noi liber profesionist, iată, se află aici în Carnișor. Noi toți ceilalți spunem, bai, și noi lucrăm la atelier și facem singur. Una este să trăiești din ce faci și alta este mai o sursă de venituri alături, așa ca un punct de sprijin. E, Teodor Dișan a ales să trăiască din pictura sa și pentru chestia aceasta eu n-am pălărie, dar jos pălăria, Teodor Dișan. Ești un exemplu, ești un artist care, așa cum am zis, nu mai are nevoie de prea multe cuvinte, dar îndrăznesc să spun așa. Ești complet, ești un colorist foarte bun, un colorist care dovedește prin lucrări că nimic nu e întâmplător. Îmi place să te trec în categoria impresioniștilor. Te-am văzut lucrând, are o viteză supersonică. Mânuiește pensula foarte ușor. E un spectacol să-l vezi lucrând. La un moment dat am fost la Teodor Dișan în atelier, cu un prilej anume neimportant, și am văzut acolo o sumă de lucrări și am stat și m-am gândit, băi, frate, când le-a făcut mult. Foarte mult. Și îndemnul meu către colegii artiști care din nefericire, și nu vreau să fiu bădăran, dar sunt foarte supărat pe ei, când un coleg al nostru de breaslă are un eveniment, este ca și ziua lui, da? Ar trebui să fie aici. Ar trebui să fie aici, să-l susțină, să-i fie aproape, pentru că, așa cum zic de fiecare dată, artiștii nu fac niciodată rău. Dișan, în lucrările pe care le vedeți pe simeze, în fiecare dintre ele a pus câte un pic din sufletul lui. Să nu vii la un eveniment ca acesta, mi se pare jignitor. Să ierți, domnule Teodor Dișan. N-am încotro. Eu am ajuns la o vârstă la care nu mai vreau să iert pe nimeni. Nu mai iert pentru că eu nu vreau să fiu iertat. Atâta vreme cât greșesc, atunci să fiu judecat. Alminte, revenind la expoziție, le-am panotat astăzi pe simeze și unele dintre ele chiar te fac să zâmbești. Sufletul tău se deschide, să vă uitați la flori, să vă uitați la peisaje, este un virtuos în această direcție. Sigur că se vor spune foarte multe lucruri, cum că nu ești ancorat în secolul 21, că nu mâzgâlești ca toți ceilalți, că câte și mai câte, da? Mă bucur foarte tare că nu te-ai plecat în direcția aceea unde să te duci după fentă și ai rămas statornic și încrezător și ai crezut tot timpul în ceea ce faci, că este bine. Asta mă bucură cel mai tare. Vreau să subliniez că noul val de artiști, eu nu judec pe nimeni, dar pleacă după această modă, iar pe mine n-are să mă convingă niciodată că trebuie să mă îmbrac în verde, pe mine nu mă convinge niciodată că trebuie să fac un anumit gest. Fiecare dintre noi să încercăm să ne ducem în direcția în care credem cu putere că putem demonstra ceva, pentru că un artist nu face mare lucru decât pune pe pânză și apoi pe simezele unei galerii sau muzeului de artă creația proprie, trăirile proprie. Eu îmi închei povestea despre Teodor Dișan, nu am să fac cronică plastică pentru că nu-mi stă bine. Teodor Dișan știe precis ce gândesc despre creația sa și
vine